să se calculeze limită când x tinde la infinit din arc sinus de sin de x pe x. E, uite aici ce păcăleală vă trage problema. Dacă vă grăbiți și ziceți arc sin de x, știți că arc sinus de x egal cu x și la fel sinus de arc sinus de x egal cu x, că funcție inversă una celelalte, însă atenție, unde sunt astea inversabile? Sinus trebuie să fie definit pe minus pi pe 2 pi pe 2 cu valori în R, iar arc sinusul e pădos, cu valori, mă scuzați, în minus 1, 1, cu valori în minus 1, 1, iar arc sinusul este definit invers pe minus 1, 1 cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Prin urmare, ca eu să pot să scriu că arc sinus de sin de x egal cu x, x-ul ăsta de la mine trebuie să fie aici. Ori x-ul meu, ia uitați, se duce la infinit. Deci nu are loc. Că dacă vă grăbeați, spuneați așa, limită, ăsta este x pe x, x pe x egal cu 1. Opa, beu, gata, am terminat, eu ce rapid. Greșit. Greșit. Da? Prin urmare, atenție cum o să o faceți. Zicem așa, pe băi, n-are sens asta să fie. Da. Ce înseamnă? Este sinusul ăsta, observați că x-ul se duce la infinit, el nu are limită, că sinusul e funcție periodică. Funcțiile periodice, sinus, cosinus, tangent, cotangent, parte fracționară și alte de tipul acesta, nu sunt, n-au limită la infinit, că sunt periodice. Prin urmare, și atunci cum o fac? Păi uite ce se întâmplă, arc sinusul ăsta de sus, unde ia valori? Este în intervalul minus pi pe 2, pi pe 2. Deci cum este funcția de deasupra? Este mărginită. Prin urmare, limita mea pot să o scriu așa, limită din arc sinus de sin de x ori 1 pe x, când x-ul tinde la infinit, da? Dar 1 pe x când x-ul tinde la infinit, unde tinde la 0? Păi știți că avem rezultatul care l-aveam și la șiruri, limită din f de x ori g de x când x tinde la un x 0. Una se duce la 0, iar cealaltă este mărginită, adică cuprinsă între un m mic și un m mare, limita aceasta este 0. Prin urmare, cum asta este mărginită, repet, că este între minus pi pe 2, pi pe 2 și asta tinde la 0, limita este 0. Răspuns corect A. Da? Deci atenție, B-ul acela care nu are loc, da?